Memorialul Revoluției 16-22 decembrie 1989 Timișoara va participa la Congresul Mondial al Arhivelor Televiziunilor Publice, care va avea loc în toamna acestui an la București. Scopul este să fie prezentate publicului diferite știri și reportaje care au fost difuzate pe plan internațional despre Revoluția Română. De asemenea, se dorește să se afle cum a fost perceput per ansamblu acest moment important din istoria recentă a României, dincolo de granițele țării. Totul a pornit de la o idee, și anume ca pe lângă arhiva video pe care memorialul o are, o deține, arhivă constituită în principal din filme documentare despre Revoluția din 89, să vedem ce și cum au reflectat diverse televiziuni din afară, din alte țări, evenimentele de la noi și ce imagini mai păstrează ele în arhivele lor. De aici a plecat. A fost contactat televiziunea publică din Austria, care s-a arătat deschisă la colaborare, a fost interesată și prin intermediul lor am ajuns să fim invitați la această întâlnire de la București, care va avea loc în toamnă. Obiectivul reprezentanților Memorialului Revoluției este acela de a afla cum a fost reflectată acea perioadă de către televiziunile internaționale, nu doar în Timișoara, ci în întreaga țară. Nu este exclus să apară detalii surpriză. Vor apărea, cred că, detalii care unele pot să fie semnificative. 35 de ani, televiziunea se făcea cu totul altfel. Nu exista posibilități de satelit, de chestii de genul acesta. Și a fost un efort extraordinar în acele zile de a culege informații, de a filma și după aceea de a transmite informații mai departe. Și este posibil, dacă se ajunge să găsim niște gruturi din acea perioadă, imagini filmate și să fie surprize. Altfel, de luna viitoare, Memorialul Revoluției va organiza Cinemateca de Vară, unde vor fi prezentate filme documentare tot despre comunism și totalitarism, nu doar din România, ci și din alte țări foste comuniste. Vor putea fi vizionate și materialele obținute pentru acest congres.